pescarii din municipiul Râmnicu-Vâlcea s-au unit într-un proiect civic de populare a lacului Ostroveni cu 450 de kilograme de pește din speciile crab și fitofag. Proiectul n-a fost doar cu ajutorul nostru, am fost susținuți de foarte mulți pescari care au donat, sunt foarte multe magazine cărora le mulțumim pentru implicare și sper ca data viitoare să mai putem face acest tip de populări. De asemenea, organizatorii au promovat strângerea de fonduri prin canalele lor de YouTube, astfel atrăgând bani din diferite colțuri ale țării. Am vrut să atragem atenția și asupra faptului că și pescarii trebuie să se implice într-un mod activ și real în această acțiune de repopulare și de ajutarea faunei piscicole din orașul nostru, mai ales că această baltă este în inima orașului, lângă noi, este o comoară a județului și este și singura baltă, cred că din toată țara, în care pescuitul recreativ se practică total gratuit. Este prima acțiune de acest fel pentru lacul Ostroveni din inițiativa pescarilor, iar organizatorii doresc să fie un exemplu de implicare pentru ceilalți. Imediat ce peștii au fost eliberați în lac, și-au făcut apariția și pescărușii. Semn că popularea a fost benefică și pentru aceștia, nu doar pentru pescari. Rugămintea noastră ar fi către toți pescarii, pentru că a fost un efort foarte greu să nu rețină peștele sub dimensiune, pentru că e păcat, am vrea să ne bucurăm și anii următori. S-a populat cu foarte mult pește, au băgat specii de crab, de fitofag, și apelul este lăsați-i să trăiască, ca să avem ce prinde și la anul. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Sunt cu Mihai Dragomir, eroul principal din toată afacerea. Noi toți suntem. Toți e un vlog mai special, în care populăm balta din Ostroveni de Râmnicu-Vâlcea. Datorită proiectului pe care Mihai s-a încăpățânat să-l continue, am reușit în sfârșit, cu ajutorul tuturor pescarilor. Tuturor? Da. Sunt foarte mulți care au donat, o să le mulțumim cu această ocazie. Sunt multe magazine de pescuit care au sprijinit acest proiect. Care le mulțumim. Cărora le mulțumim. Celor de la Roata Populării și, bineînțeles, tuturor celor care s-au implicat. Doamnelor, că avem și pescărițe, doamne, și copii care au donat, viitori mari pescari, da, care o să pescuiască pe această baltă, cărora le mulțumim de ajutor, de sprijin, și poate în viitor și ei o să preia această inițiativă și să o ducă mai departe. Da, cu siguranță. Am fost împreună la Ciucănești, am luat peștele, l-am cântărit, Mihai a asistat la toată operațiunea, am fost împreună și cu Cristi Congo. Ne-am asigurat că totul e ok. Acum așteptăm să vină mașina. O să vă las câteva cadre. Dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like acestui videoclip, să vă abonați la Mihai, la Cristi Congo. Și subscribe. Și un comentariu e binevenit. Nu de hate, că suntem sătui de hate. Ne-am luat destul pe popularea asta, ne-am luat destul hate. Bun, hai că vă las câteva imagini cu exact cum a decurs toată treaba. Până data viitoare, să aveți fir întins. Ne auzim. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit. Da. Fir întins tuturor. Da. Dragomir. Eu sunt Modelin, el e Dragomir. Suntem cu Congo Fishing Channel. Like, share și subscribe. La toți trei. Mai mult la Dragomir. Mai mult la Dragomir, că s-a zbătut mult. S-a zbătut mult, săracu, e terminat. M-a slăbit, păi, 5 kg-a slăbit. Noroc cu voi și cu alți pescari care au vrut să... Mamă, să vezi, da? Hai, vreau să mă gândesc ce puteți să de mine. Thank you.
457 de kilograme. Da. Bun, perfect. Plecăm către Râmnicu Vâlcea. La ora 3 sare peștele pe mal. 450 de chile. Ăla-i. Bun. Aha, 500 de chile de pește, ce mai... Are balta pește. Are balta pește, o jumătate de tonă de pește în baltă. Și mă rog, sunt câteva sute mii de peștișuri.